suntem Andreea și Laurențiu. Doi geografi. Și astăzi vă povestim cum ne-am petrecut ziua în complexul piramidelor din Giza. Am început de dimineață de vreme, în jur de la 7:30, cred că am plecat spre complex, pentru a fi printre primii. Ca să nu prindem aglomerație, să nu fie deja autocarele cu turiști sosite acolo. Alo! Hello! Sunt cam precăjite și așa mortare și nu prea au grijă de ele deloc. Da, foarte multe autocare din tot Egiptul. Dimineața, jur de la 10, cam așa ajung autocarele și atunci ne-am plecat de vreme, jur de ora 8, deschidea situl, dacă nu mă înșel. Da. Și a fost între primii. Sunt două intrări. Noi am intrat pe cea dinspre Sphinx. Era aproape de cazarea noastră, undeva la 10 minute. Ne-au fost scanate bagajele, pentru că în Egipt, cam peste tot pe unde intri, sunt scanate bagajele. Am achitat taxa de 240 de lire egiptene de persoană. Asta însemna doar intrarea în sit. Dacă voiai să intri și în piramide, erau deja alte taxe. Da, erau bilete separate pentru intrarea în fiecare piramidă. Da, cumpărat un bilet extra. Intrarea dinspre Sfinx arată destul de ciudățel, așa. Nu e deloc ca o intrare într-un sit arheologic de importanță internațională. Dar odată trecut de intrare, deja peisajul era diferit. Vă spuneam în episodul trecut că în jurul sitului era plin de mizerie pe lângă garduri. În momentul în care intrai, deja lucrurile arătau mult mai bine. Erau oameni care chiar făceau curățenie, coșuri de gunoi. Așa că e mai mic în realitate Sfinxul. Mai mic? Da, adică îmi imaginam că e uriaș. Bine, poate când te duci lângă el. Dar n-ai știut că e asfalt aici. Nu e asfalt de tot. După ce am observat un pic Sfinxul la distanță, am început să ne apropiem de baza piramidelor. Încă din prima zi când am ajuns la cazarea din Giza, am fost impresionat de dimensiunea piramidelor și în ziua în care am avut ocazia să le vizităm, ne-am dat seama că, de fapt, ele sunt mult mai mari. În momentul în care am ajuns la baza unei piramide, noi eram ca dimensiune, ca înălțime, mai mic decât... Da, mai mici decât primul bloc de piatră. Ne-am apropiat prima dată de piramida cea mare a lui Cheops. Uitam la bază și vedeam cum blocurile de piatră diferă față de cele din partea de sus. La bază erau mult mai finisate, ca și când în trecut întreaga piramidă era acoperită cu acele blocuri finisate. Ah, e ca și când a picat blocul ăsta de peste ele. Da, exact. Deci a fost... astea sunt finisate, vezi toate... La verdinul ăsta e finisat și sub el a rămas. Păi da, dar asta face și mai complicată toată situația. Așa-i? Păi da. Pentru că e ca și când au pus bloc peste bloc și după aia le-au finisat. Da. Că nu-mi zic că le-au tăiat așa perfect încât să facă puzzle după. Da, nu știu cum. Apărea întrebarea cum au fost construite. Fiecare bloc din care au fost construite piramidele cântărea circa 2 tone,
Și citeam că au fost aduse de la 800 de kilometri distanță de la o carieră din Asuan. În timp ce ne îndepărtam puțin, ieșeam de la prima piramidă, au venit un grup de eleve, erau, cred că. A, da, fanele mele. Da. Și se uitau la noi cumva curioasă și vorbeau acolo între ele, șoșoteau. Și una dintre ele îndrăznit să vină să facă poză cu Andreea. A fost prima dată când am fost oprită să fac o fotografie și la început mi se părea destul de ciudat. Ulterior ni s-a tot cerut prin Egipt să facem fotografie, eu cu fetele, tu cu băieții. Ne gândeam fie la ideea că lor li se pare fain faptul că suntem europeni, dar în cazul meu mă gândeam la faptul că fetele mă vedeau diferit, având în vedere că nu aveam capul acoperit, aveam părul blond. Și poate de asta voiau să facă fotografii cu mine. Cât am călătorit prin Egipt, am purtat pantaloni largi, umeri acoperiți. Asta e ca o regulă de bun simț, după părerea mea, având în vedere că eram într-o țară musulmană. La piramida lui Chefren, vârful era încă păstra acele blocuri de piatră șlefuite. Da. Erau puțin alterate, evident, de vânt, de precipitații, dar cumva arăta modul în care au fost ele în faza inițială. Păi, da, nu știu niciun de Cheops. Păi nu, Khufu. Khufu Cheops? Da, așa este, zice. Aha. Și Cafre era Chefren și Menkaur era Michelin. Limba lor. Da. Ai trecut de cămile și acum te duci pe lângă cai și iară să te întrebi dacă vrei. Și te vorbesc prin stație, ai văzut? Șocalii. Done here, it doesn't take a good picture. Maybe you go to Polaraba place over there for 9 pyramids. Yeah, we'll go now, we just enter. Done, if you want to meet on the tour, it's 150. Da, începusem să fim tot mai abordați de beduinii care încercau să-ți vândă tururi cu Camila, cu calul și deveneau tot mai agasanți. Da, devenise un obiectiv să mergem în zonele în care ei nu erau. Practic, evitam zona de plimbare pentru cămile și cai, să nu mai fim mereu întrebați. După ne-am îndreptat spre piramida lui Michelinos. Thank you.
Cu cât ne plimbam prin sit, trebuia să apară și turiști, tot da, mai practic, mulți. La ora 10 deja tot intrau autocare, microbuze, care veneau, cred că și din Hurghada și din... Da, din... Că practic în Cairo sau în Giza nu stau neapărat foarte mult. Am făcut așa un pic cu ocolul sitului și la un moment dat am ajuns într-un punct de belvedere care era pe hartă și acolo erau majoritatea turiștilor. Astea sunt locuri de astea în care să vii odată și da. Foarte turistice. Stăm în poză la... Ce, le stăm în poză? Ba, dar e dita mai zi, nu pot să stau unde vreau. Da. Ne-a pus steagul, e ghid. Da. Adevărul că trebuie să ai steag aici, ca să te mai găsești. Așa pe acolo. Uite și nenea cu Camila. Asta e pus acolo în mijlocul, adică dacă chiar vreau să-ți plătesc să-mi fac o poză cu Camila, măcar să știu că este bine, nu? Se pun acolo lângă toate cutiilele și... Ai zice că suntem singuri aici, când te vezi așa în cadru. Ah, bueno, te podía haber hecho la de así. Da. Ce vezi cam? Da. Cum ziceam, mai zic că suntem singuri, dar nu suntem. Suntem între 1000 de oameni. Da. Știi cum e brilul ăla pe Instagram? People. Așa și aici. Păi, dar toți fac poza aia cu... Toți fac poza aia care încearcă să țină o piramidă. Îți dai seama dacă ești și pe Camila și mai faci și poza aia cu vârful. Deja e 2 în 1, alt nivel. În general se zice că 2-3 ore sunt suficiente pentru a vizita piramidele de la Giza. Noi ne-am luat cam 7 ore. Da. Pentru poze și să ne plimbăm prin tot situl. Nu ne-am limitat doar la zona foarte frecventată, așa de turist, să zic, unde se mergea frecvent cu mașini, cu autocare și cu în trotuare. Am luat-o și prin părțile mai puțin umblate, de unde puteam să avem o perspectivă asupra piramidelor. Practic ne-am depărtat de ele și am ajuns într-o zonă unde erau multe dune, să zic așa. Ne-am îndepărtat, am vrut să evităm aglomerația și am găsit noi locul nostru de belvedere. De acolo puteam să le vedem pe toate trei, cele mari, inclusiv cele mici, piramidele reginelor. Acolo ne-au ieșit cele mai faine poze. Da, da, am prins și o zi frumoasă, așa, în sensul că era senin, nu era foarte multă poluare. În Cairo se zice că de multe ori atâta praf și poluare este că practic nu se vede cerul, nu se vede culoarea cerului.
Și după ce ne-am plimbat prin tot situl, ne-am gândit că poate ar fi bine să și intrăm într-o piramidă. Inițial nu am vrut să intrăm pentru că citeam pe mai multe bloguri și mai multe persoane spuneau că nu ar merita neapărat să vezi piramida în interior. Ne-am gândit că o să ne pară rău pentru că nu vii de multe ori în astfel de locuri. Și ne-am întors la intrarea în sit, la cealaltă intrare. Și ne-am cumpărat biletul care costa 50 de lire egiptene de persoană. Nu se putea cumpăra bilet de la intrarea în piramidă, acolo doar erau persoane care verifica dacă ai bilet. Și a trebuit să ne întoarcem la intrare, am luat bilet și ne-am întors la piramidă. Da, noi am intrat la piramida lui Khafre, care nu era atât de atractivă pentru vizitatori, pentru că cealaltă e mai mare și e recomandată ca fiind mai interesantă în interior. Și atunci noi am ales piramida lui Khafre tocmai pentru că nu era coadă. Acum ce să zic? Ți se pare că am meritat? Eu nu știu dacă aș mai repeta experiența. Dacă ai probleme cu claustrofobia, eu cred că nu-i recomandat să intri. Am intrat cu un grup de vreo 6-7 turiști. Coborai pe niște scânduri de lemn, după mergeai puțin drept și iar urcai, era tot foarte îngust, tavanul era foarte jos. Da, practic mergeai mersul piticului. Mersul piticului, da. Și din spate veneau alți turiști, din față veneau alții și practic era și îngust și da, oamenii mergeau în față și se și întorceau prin același coridor îngust. Era și foarte cald și simțeai că nu-i destul oxigen. Și după ajungeai în sala principală a piramidei, unde era locul în care se afla cavou. Da, și pe perete era scris anul descoperirii. Nu era nimic, nu știu, ne așteptam să vedem hieroglife sau... Dar nu, nu mi s-a părut ceva wow, adică nu pot să spun că da, chiar merită să intri în piramidă. Când am ieșit deja din piramidă, era absolut foarte, foarte aglomerat. Veneau tot felul de oameni ai locului să ne vândă din nou tot felul de chestii. Da, că mă vișaurile în aia. Spania, Italia. Ala, ala, aproape! Și am observat că nimic nu e gratis, adică dacă cineva vă abordează și vă zice hei, haideți să vă fac o poză împreună, la final o să vă ceară bani și râdeam de faptul că turiștii se rugau între ei să-și facă unuia altuia fotografii, tocmai da, făceau glume, făceau glume și ziceau că îți fac o poză și e gratis. Sau da. Îți fac o poză de 5 dolari. Cum a fost să fii la ultima dintre cele 7 minune ale lumii antice? Cum a fost? O experiență foarte interesantă. Era un loc unde ne doream de mult să ajungem. Ne gândeam că atmosfera o să fie mai încărcată de istorie, să zic așa. Și era încărcată de istorie, dar cumva era și alterată de prea mulți vânzători de suveniruri și oameni care vreau să te plimbe cu cămila. Era, de fapt, o piață de vânzare de servicii. Cam asta a fost ziua noastră la piramide. Vă mulțumim că v-ați uitat până la finalul vlogului. Ne vedem în următorul video în care vă arătăm Muzeul Civilizației Egiptene din Cairo. Mai plin de viață, noi suntem așa... Da, mă și plictisesc mult la noi. Așa suntem noi.